Îndrăgiții actori Romi Cățociu și Cornel Palade au fost astăzi la Megidia. Cei doi formează un cuplu umoristic de mai bine de 20 de ani, iar de-a lungul timpului au avut numeroase turnee, atât în țară cât și în străinătate. Măi, Cornel, eu am venit aici să ne bucurăm, să ne... Lasă-mă, numai nu tu moldoveni la mișto. N-am zis nimic de moldoveni. Noi cu voi care lucrați cu cățeaua după căruță, mai tăceți recordat. Noi cu cățeaua după da, căruță. Da, bineînțeles. Alo. Legați fără cățeaua de căruță. Vrei să spun ceva? Ce? Tu știi cum îți dai seama la o nuntă de moldoveni care este ginerele? Cum îți dai seama? Care are Adida și mai noi. Uite că lumea vă știe, să mor eu dacă nu. Hai să-ți mai spun una și nu mai am plecat. Băi, fii atent. Da. La noi, în zona la Craiova, acolo, există o zonă unde pe olteni îi îngroapă cu fundul în sus. Știi de ce? Nu, de ce? Ca să-i pun pe-n fund aia care vorbesc de ei. Da. Ca să știi. Romi Cățociu și Cornel Palade, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri umoristice ale României, au vizitat astăzi municipiul Megidia. Actorii spun că se reîntorc cu drag în orașul de pe canalul Dunăre-Marea Neagră, ori de câte ori au ocazia. În stilul lor caracteristic, aceștia i-au bine dispus pe toți cei pe care i-au întâlnit. Ei au transmis și un mesaj megidienilor. Astăzi am trecut prin orașul dumneavoastră, una bine la mână. L-a intrat cu el, că dacă mă întrebai pe mine, eu nu știu. El nu știa de ce, dar eu tot timpul... Eu sunt șoferul, domnule. Eu îi fac programul dimineața. Am trecut una la mână pentru că ne era foarte dor de voi, de oraș. Doi la mână, avem un prieten foarte bun pe care am trecut să-l salutăm, noul dumneavoastră primar, domnul Vrabie, pe care îl salutăm pe această cale și îi dorim să facă ce și-a propus din orașul Megidia. Da, mai departe îi dau și cuvântul el, colegului meu, Cornel Palade. Hai voi să ne vedem cu domnul Vrabie. A zis să așteptăm puțin, că e prins într-o ședință. Iată, deci lucrează pentru oraș, ceea ce este un lucru extraordinar. Noi stăm și facem anticameră, că așa e situația, știi? Dar noi îl respectăm oricum și sperăm să-l vedem în cursul zilei de astăzi, după ce termină ședința operativă, că sunt probleme în Megidia și ele trebuie rezolvate. În primul rând, problemele urbei și după aia... Și el este un priceput, pentru că peste tot pe unde a făcut lucruri extraordinare. Adică să-l felicit și să-i doresc sănătate multă și tot binele din lume și dumneavoastră, iubiții noștri. Dacă ți-am dat cuvântul, trebuie să le spui pe toate acum. De aceea vă salutăm. Lasă-mă puțin că am și culoarea și pot să vorbesc cum mi se spune. Ajută și fața. De aceea, colocuitoare, bineînțeles. Vă pup, vă doresc toate cele bune. Vă pupăm pe portofel. Și acum trecem pe Miducu Mintorcu și mergem către București. La revedere, vă pupăm, să ne revedem curând. Și vă iubim. Cornel Palade a fost angajat o vreme la Teatrul Muzical din Galați. Atunci l-a cunoscut pe Romi Cățociu, la Brigada Artistică de Actori Amatori. După Revoluție, cei doi actori au fost invitați la un spectacol pe litoral, unde au ridicat sala în picioare. Atunci, Gheorghe Gheorghiu le-a propus să formeze un cuplu pe scenă. Ei au avut de-a lungul timpului numeroase turnee, atât în țară cât și în străinătate. De asemenea, s-au făcut remarcați în diversele emisiuni pe care le-au prezentat.